Românii sunt în majoritate religioși, cred în Dumnezeu, sfinți, rai, iad și viață de apoi, având în general o raportare participativă la religie, potrivit unui sondaj InScope Research publicat ieri. Conform cercetării, peste 96% dintre români cred în Dumnezeu, 84% cred în sfinți, 59% cred în existența raiului, 57% în cea a iadului, iar 54% în viața de apoi. De asemenea, aproape 84% dintre români se consideră persoane religioase, 10% nereligioase, în timp ce 1% se declară atei convinși. Sondajul mai evidențiază faptul că 45% dintre românii care se declară religioși spun că religia este foarte importantă pentru ei, iar 50% importantă. Cei mai mulți dintre români, aproape 38%, merg la biserică doar la marile sărbători și doar aproape 1% dintre români spun că merg zilnic la biserică. Sondajul mai arată că 44,8% dintre români au încredere în preoți, 42% cred în miracole, 31% cred în deochi, 25% cred în blesteme, aproape 24% cred în horoscop și peste 15% cred în extraterestri și în vrăjitorie. Totodată, peste 80% dintre români spun că respectă zilele de duminică și sărbătorile religioase, iar 74% se închină atunci când trec pe lângă o biserică. Mai mult de jumătate dintre oameni afirmă că se roagă în mod regulat, își sfințesc obiectele personale, casa, mașina și contribuie periodic cu bani la biserică.